Sute de români apelează în fiecare zi la o casă de amanet. Sunt cartiere cu astfel de unități, una lângă alta, intercalate cu farmaciile, băncile sau casele de pariuri. Peste 3.000 de amaneturi erau înregistrate în registrele BNR la finalul anului trecut, dar nu toate sunt contabilizate. Într-o perioadă complicată, în care mai mulți români și-au pierdut locurile de muncă din cauza pandemiei de coronavirus, oamenii sunt obligați să vândă tot ce au în casă pentru a face rost de bani, iar pentru asta apelează la cel mai rapid mod de a face rost de finanțe. Mergând casele de amanet, chiar dacă obiectele pe care le lasă acolo sunt mult subevaluate. În contextul pandemiei și în contextul în care tot mai mulți români au rămas fără locuri de muncă, tot mai mulți dintre ei ajung în acele case de amanet pentru a-și lăsa ce mai au pe acasă în schimbul banilor. Noastră, ce părere aveți? E destul de trist că au rămas fără locuri de muncă. Ce să zic? Asta e situația actuală, e situația mondială, nu-i numai la noi. Asta e, bine că au ce amaneta, dar va veni și mai rău. Asta e, că spre bine nu merge. Guvern n-avem, nimic n-avem, asta e. Ce să facem? Altă soluție nu e. Până nu se rezolvă, din punct de vedere, eu știu, administrativ, politic și asta e situația. N-avem altă variantă. Copleșiți de neajunsurile adâncite și mai rău de pandemie, tot mai mulți români fac cale bătută spre casele de amanet. Duc acolo tot ce au mai de preț prin casă, de la telefoane, bijuterii, până la oale sau covoare, doar să facă rost cât mai rapid de bani. Criza pare să-i fi lovit și pe cei odinioară înstăriți. 30-50% din valoarea produsului dus la amanet este suma pe care o primesc cei care își lasă acolo obiectele. Procentul poate ajunge până la 80% în cazul obiectelor de aur. E greu, mai ales acum cu parlamentarii ăștia, cu conducerea asta care nu avem nicio conducere a țării și cu curentul și cu gazele scumpite și salariile mici, foarte mici, e foarte greu de trăit în România. Nici tineretul n-are servici, n-are nimic, n-au locuri de muncă, n-au nimic, pleacă pe dincolo și rămân pe acolo poate. Casele de amanet nu cumpără doar electrocasnice, achiziționează și aur, argint, ceasuri de lux, diamante, bijuterii, obiecte de artă și oferă și serviciul de schimb valutar. Când amanetezi sau vinzi un obiect unui magazin de amanet, personalul va stabili cât valorează. Vor examina articolul în detaliu, asigurându-se că componentele sunt în stare bună și își vor folosi cunoștințele despre piață, cerere și istoricul cumpărătorilor pentru a oferi un preț corect.